Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit! Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ce faceți voi? Cum sunteți? Sper că vă găsesc, nu bine, foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine și sper că ați avut o săptămână minunată. Dragii mei, iată că ne întâlnim iarăși aici la Taro Cafe și sunt tare curios să vedem care sunt mesajele cărților de tarot și a cărților de oracol pentru voi în următoarea perioadă. În această duminică avem o temă foarte, foarte frumoasă, ce este în principiu legată de puterea voastră. Care este puterea voastră? Care este superputerea voastră? Ce vă ajută? Ce vă ajută în societate? Ce vă ajută pe voi în general, ca și firi? Despre asta vom discuta. Hai, rămâneți alături de mine! Încă o duminică frumoasă aici alături de voi. Mă bucur de fiecare dată, mă bucur în fiecare duminică dimineață, pentru că știu că trebuie să mă întâlnesc cu voi. Să știți că am și eu cafeluța aici. O am aici. Și o să o beau acum, în această dimineață, cu voi, dragii mei. Așa cum am spus în intro, această citire, bineînțeles, este una generală, deja nu mai trebuie să vă spun toată povestea, pentru că nu are rost, pierdem timpul. Și este o citire în care vreau, în funcție de ceea ce voi o să alegeți, vreau să vă spun care este puterea voastră cea mai mare. Ce v-a ținut mai până în momentul ăsta? Ce v-a făcut să mergeți înainte? Despre asta vreau să discutăm. Așa că o să vă las în următoarele secunde să faceți alegerea cărților, alegeți floarea, pentru că ești o floare. Este o citire mai mult pentru doamne și domnișoare de data aceasta. Uite, așa am ales eu, așa am vrut eu să fac o citire pentru voi, acum, în această duminică, dar asta nu înseamnă că bărbații sunt excluși din această citire. Vă las să faceți alegerea cărților și revin în câteva secunde. Varianta 1, 2 și 3. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, pentru că doar în felul acesta o să reușiți să primiți notificările în timp real și o să fiți la curent cu tot ceea ce postez eu aici. Haideți să începem cu numărul 1. Să vedem care este, dragul meu, numărul 1, super puterea ta. Ce plantă este aceasta? Marjoram. Origanum majorana. Ok, oregano cred că este. Da, cartea cu numărul 15. O plantă vindecătoare. Este o plantă vindecătoare, oregano. Cartea cu numărul 15. Ia uite. Tu ți-ai ales această superputere care ține de happiness, fericire, bucurie. Și asta înseamnă pentru tine că ești o persoană care a reușit să treacă peste problemele vieții, peste obstacole, peste situații critice cu pozitivism. Ești o persoană pozitivă în sinea ta, adică ai reușit, cred că de multe ori, să depășești aceste situații dificile prin umor, prin sarcasm, prin autoironie. Și să știi că autoironia este un apanaj al oamenilor inteligenți. Faptul că tu ai ales această carte și că ai ales această floare arată că ești ca un copil în interior. Și cred că ai rămas practic acel copil, pentru că este foarte posibil mulți dintre voi care v-ați ales această variantă să fi avut copilării dificile. Să nu fi simțit într-adevăr că sunteți copii. Și cred că ai început să te joci mult mai mult după vârsta de, nu știu, 25 de ani, 30 de ani pentru unii dintre voi. Ești o persoană
comunicativă, ești o persoană care are foarte mult nevoie de ceilalți, care are nevoie de comunicare, de interacțiune, de întâlniri. Îți place să comunici, îți place să transmiți, îți place să arăți bine totodată. Și mai mult decât atât, mi se transmite că îți place foarte mult să cunoști cât mai mult. Să intri așa cât mai mult în, nu știu, anumite domenii, să aprofundezi. Ești o persoană perfecționistă. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți în această citire gemeni, tauri, scorpioni, balanțe. Cu toate acestea nu pot să nu fac referire la număr, pentru că ai numărul 15. Și dacă mă duc spre tarotul general, clasic, Rider-Waite, 15 acolo reprezintă arcana majoră, diavolul. Și asta înseamnă, dragul meu, că deși tu ai încercat de cele mai multe ori să-ți păstrezi această bucurie, să-ți păstrezi acest vibe frumos și să treci cu bine, cu pozitivism, cu râs peste toate obstacolele astea ale vieții, cu toate acestea să știi că de cele mai multe ori ai avut oameni pe lângă tine care, nu știu, într-un mod poate nevoit, au încercat să te tragă în jos, au încercat să, nu știu, au fost toxici, știi, sub o formă sau alta au fost toxici pentru tine. Ai atras cumva persoanele astea periculoase, toxice, dependente, probabil care au avut și care au un comportament, să zicem, destul de atașat de tine. Nu știu dacă ție cumva ți-a convenit toată situația asta, dacă ți-a plăcut în timp toată situația asta. 15 mai poate arăta faptul că legat de toată zona asta de toxicitate și de relații și așa mai departe, posibil să fi fost trădat, să fi fost înșelat până la urmă. Cine nu a fost în viața asta înșelat și trădat? Nu cred că există persoană care să nu fi fost, dar vezi tu că energia asta a diavolului pe care o simt eu aici subtil la tine arată ceva despre tine și arată faptul că tu mulți ani ai mers pe același tipar, ți-a fost frică să-ți schimbi tiparul ăsta legat de gândire, nu știu, psihologia asta a ta, știi? Ai atras cumva aceleași personaje în viața ta. Pentru că ție ți-a fost teamă de tine, ție ți-a fost teamă că, nu știu, poți să fii și altcineva, că ai putea să gândești și altfel, că ai putea să faci lucrurile și altfel. Diavolul arată nu de puține ori aceste relații în care suntem încătușați, în care ne simțim singuri, în care ne simțim atârnați acolo, ne simțim ca într-o închisoare în acea relație. Desigur, la început, orice relație are perioada aceea de honeymoon, știi? 6 luni, maxim un an de zile, dar după aceea lucrurile s-au schimbat destul de mult în relațiile tale. Ce mai văd aici și ce mai simt în poziția ta este faptul că ai niște abilități, ai ceva acolo legat de vindecare, de tratament. Oregano, până la urmă, este o plantă vindecătoare și arată purificarea, arată faptul că corpul tău, la o perioadă de timp, intră automat într-un proces de purificare, de renaștere. Ești o persoană empată. Ești o persoană care adună, care strânge, care soarbe de la ceilalți multă informație și care soarbe și stări. Tocmai de aceea trebuie să înveți să te păzești. Ai nevoie să înțelegi, poate, și cred că ai trecut acum recent prin această lecție, în care ai nevoie să înțelegi că și tu meriți să fii protejat și nu te poate proteja nicio altă persoană din exterior, mai bine decât ai putea să o faci tu. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. Poate ești pasionat de domenii precum ar fi medicina, homeopatia, astrologia, reiki, numerologie, tarot, de ce nu? Terapie holistică. Cred că ești genul de persoană care, dacă, nu știu, ajunge într-un plafar, ești ca într-un mall tu acolo. Îți cumperi tot felul de creme, tot felul de
suplimente alimentare pentru păr, pentru unghii, pentru piele. Ești o persoană plăcută, ești o persoană pe care ceilalți o caută pentru prezență. Ești căutat pentru prezența ta, pentru buna dispoziție pe care tu o transmiți, pentru lumina ta, pentru vibe-ul tău fain. Hai să vedem aici trecut, prezent, viitor. Pentru cartea cu numărul 15. Wow! Este o citire extraordinar de frumoasă pentru tine, dragul meu, numărul 1. Extraordinar de frumoasă. Vreau să văd ce se întâmplă cu această iubire. Iubire și totodată proces de vindecare foarte puternic. Bun. Ce mi se arată în poziția ta, dragul meu, numărul 1, este faptul că trăiești o perioadă de masive schimbări, de oportunități și te gândești în această perioadă la tot felul de idei legate de viitorul tău. Te gândești foarte mult la viitorul tău, de fapt. Te gândești foarte mult la anumite schimbări pe care să le faci. Visezi foarte mult. Există ceva acolo, știi, în energia ta acum care se schimbă cumva, tu simți lucrul ăsta. Și de ce spun asta? Pentru că ai asul de bâte și doi de bâte. Pe cărțile astea două vorbesc despre focus, despre acțiune, despre planuri. Se schimbă ceva acum, odată cu luna aprilie, ești foarte, foarte entuziasmat și chiar dacă ai trecut peste acea perioadă grea, ți-au mai rămas acolo mici sentimente pentru persoana asta. Pentru că există și o persoană implicată aici. Aceste două cărți, așa cum ți-am spus, arată determinarea. Planurile noi. Visezi. Vrei să te înconjori de oameni, frumoși. Vrei să faci lucruri. Este ca o lecție pe care tu ai primit-o, așa cum am spus-o la început, legată de tine, legată de visurile tale, de puterea ta personală, da? Și o să treci și peste acel eveniment, tot cu acea pozitivitate ta, cu acea lumină. Ai încredere. Doi de bâte, să știi că arată un drum, arată o perspectivă frumoasă, arată planuri care au toate șansele să se materializeze în poziția ta. Simt că ai lăsat pe cineva în spate, cineva care, nu știu cum să-ți spun eu aici, sau lași pe cineva în spate de data aceasta definitiv. Asta mi se transmite pentru tine, pentru că această persoană în acest moment ar vrea să mai vină spre tine, ar vrea să te contacteze. Văd că îți scrie mesajul, ți-l șterge sau se abține foarte mult să îți scrie, să îți trimită un mesaj. De ce? Pentru că și persoana respectivă se simte cumva rănită. Dar mai mult decât atât, ce simt aici în poziția ta este faptul că tu nu mai poți să dai atâtea șanse. Simți cumva că toată relația asta pentru tine a ajuns într-un punct în care pur și simplu nu mai ai ce să repare aici, nu mai ai ce să faci, nu mai poți să-i oferi credit acestui om. Pentru că de prea multe ori ai oferit. Mulți dintre voi, mai ales acum în ultimile 5 zile, cred, chiar ați avut niște conflicte, niște certuri. Unii dintre voi poate chiar v-ați întâlnit cu persoana respectivă, da? În ultimele 5 zile. Eu cred că tu vei lăsa această persoană în spate. Ai 8 de cupe, ai 7 de bâte și justiția. Pentru unii dintre voi asta a fost o relație cu multe, multe învățături. Nu mai vreau să mai spun lecții, că m-am săturat eu de cuvântul ăsta. Multe, multe învățături aici. Da. Karmic. Karmic. Și știi ce îmi place? Ia uite ce frumos. Faptul că tu acum aproape te-ai vindecat. Ia uite.
Odată ce alegerea ta a fost făcută, ești zen în acest moment. Ești zen, vrei să-ți păstrezi liniștea, cred că de aceea și stai departe de această persoană, pentru că vrei să-ți păstrezi liniștea, vrei să-ți păstrezi vibe-ul acesta bun, te focusezi pe planurile tale, te focusezi pe viitorul tău și exact pe acele perspective pe care acest doi de monede ți le poate oferi. Visează în continuare. Da? Crede în planurile tale pentru că ele se vor materializa, crede-mă, te așteaptă ceva minunat. Această persoană cu care tu ai avut de-a face este o persoană spirituală, este o persoană care este înălțată din punct de vedere spiritual, probabil să aibă o misiune de genul acesta, este un mentor, este o persoană care poate fi și foarte cerebrală, poate fi și foarte emoțională. Mai mult simt din partea partenerului tău multă, multă emoție, multă sensibilitate și posibil să fie într-un semn de apă, rac, scorpion sau pești. În acest moment, persoana respectivă se simte singură, este singur, nu cred că are pe cineva. Dacă nu te-ai despărțit de persoana aceasta și trăiești în casă cu persoana asta încă, dar tu vrei să divorțezi, vrei să te separi, persoana asta deja intră într-o energie a singurătății sau va fi o perioadă de timp singur după ce se va despărți de tine. Da? Bun, legat de trecutul tău, partenerul ăsta miraculos, magic, care a intrat în viața ta, dar pe cealaltă parte îl consider ca un fel de diavol care a venit așa foarte frumos îmbrăcat, care arăta foarte bine, care ți-a oferit tot ceea ce tu ai visat vreodată și mă refer aici la perioada de început. Însă, de curând, de câteva luni de zile, tu ai simțit nevoia să faci această alegere. Ai simțit nevoia să pui punct pentru că omul ăsta, când a fost cald cu tine, când a fost rece, nu îți poate înțelege felul tău de a fi, felul tău de a funcționa, nu rezonează cu, nu știu, cu pasiunile tale, asta mi se transmite în momentul ăsta, deși culmea este că și el este o persoană care are o construcție spirituală destul de frumoasă, dar posibil să nu fie foarte atent la ea. Da? Omul ăsta cu care tu ai stat sau cu care încă mai stai acum are un drum al lui de parcurs în ceea ce privește maturitatea, în ceea ce privește responsabilitatea și mai ales calea lui spirituală. Și posibil ca toate aceste dificultăți prin care tu ai trecut cu el, bineînțeles, să facă parte din drumul lui spiritual. Cu siguranță și el va conștientiza ceva în urma acestei despărțiri, pentru că dacă nu s-a produs această despărțire, acest nou contact acum urmează în următoarea perioadă să se întâmple. The Lovers și Asul de Cupe, fericire maximă, iubire, foarte multă iubire, pasiune, atracție, fructul interzis și e posibil ca unul dintre voi să fi fost, nu știu, ca energie interzis. Poate persoana respectivă mai era într-o relație sau, nu știu, s-au întâmplat niște lucruri aici în felul în care voi v-ați cunoscut. Faptul că am și eremitul acolo poate să fie o persoană dintr-un anumit mediu mai strict. Poate să fie o persoană care, nu știu, se ascunde, care duce o viață dublă sau care da, și-a dorit această relație cu tine, dar nu a înțeles ce presupune această relație cu tine. Pe parcurs și-a dat și el seama că sunt totuși destul de multe diferențe. Multă iubire, este clar o relație pe care să știi că eu o văd cumva de suflete foarte, foarte apropiate. Și chiar dacă vă veți despărți, iubirea aceea mie mi se arată cumva că va rămâne, va fi acolo, nu va trece, nu va trece. Dar sunt și relații, sunt și iubiri care sunt prea puternice. Să știți că sunt oameni care nu pot duce nici măcar acele relații extrem de bune pentru că ele sunt prea puternice energetic. Prea puternice energetic. Te poți afla în situația asta sau nu? Te poți afla în acea situație în care a fost perioada de cunoaștere, acel love bombing, cum am spus, honeymoon și așa mai departe, după care persoana s-a schimbat. Dar de ce cred eu că tu te-ai detașat de persoana asta? În principiu pentru că a avut întotdeauna ceva de comentat în ceea ce privește acțiunile tale.
nu știu, îți doreai ceva și el nu era de acord sau nu era de acord cu chestia asta. Da? Nu vede lucrurile exact așa cum le vezi și tu. Prezentul tău este extrem de fain, pentru că ai și un 9 de monede, ai și temperața, asta înseamnă focusare, asta înseamnă independență, asta înseamnă o perioadă pentru tine extrem, extrem de bună, în care poți să fructifici foarte, foarte mult din ideile tale, te echilibrezi, te vindeci, te detașezi, îți protejezi energia, te protejezi pe tine, sănătate. Pur și simplu sănătate. Cred că îți face bine să stai departe de omul acesta. Iată. 9 de monede și temperanța. Îți face foarte bine să stai departe. Iar viitorul tău, ei bine, dragul meu sau draga mea, se vor întâmpla niște lucruri aici. Unul la mână, mi se pare că în următoarele 2 luni de zile decizia ta va fi una definitivă, pentru că, repet, s-ar putea încă să fiți cupluri care sunteți așa în stand-by. Nu sunteți nici despărțiți, nu sunteți nici împreună, probabil au mai fost niște discuții sau momente în care ați încercat să rezolvați problema, dar nu s-a putut, chiar dacă ați stat separați, dar în următoarea perioadă aici vorbim despre o altă energie, aici vorbim despre o altă persoană care intră în viața ta, vorbim despre faptul că se schimbă dintr-o dată o să ți se schimbe toată energia. Toată energia. 6 de spade și cavalerul de bâte. O energie foarte frumoasă, entuziasm, plecare dintr-un loc vechi, părăsești, lași în urmă, într-un mod resemnat până la urmă. Acestea sunt mesajele mele pentru tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ai fost alături. Dacă ți-a plăcut, îmi poți oferi un like și un share. Asta este situația care te va aștepta în următoarea perioadă. Te detașezi, pleci, rupi și, într-adevăr, iei decizia corectă. Haideți să mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 2. Salutare numărul 2! Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că te afli aici. Numai puțin să iau și o gură de cafea. Doamne, deci, cafeaua asta este extraordinară. Cred că aș putea să rezist fără orice, dar nu fără cafea. Bun, dragul meu numărul 2. Ok, avem aici scorpionul. Poate ai soarele sau luna sau ascendentul în acest semn al scorpionului. Tu ai ales cartea cu numărul 42. Fii foarte atent și la număr. 42, avem și un 6 aici, ce vorbește despre rafinament și cred că aici este un bujor, dacă nu mă înșel. Aceasta este floarea ta, aceasta este cartea ta, bujorul. Și faptul că tu ai extras această carte care vorbește despre rafinament înseamnă că puterea ta cea mai mare întotdeauna a fost diplomația. Deși ți-a fost foarte greu câteodată cu diplomația asta, pentru că, știi, tu ești o persoană care nu prea refuză. Tu nu știi să refuzi, măi. Și nici acum. Deci, tu încerci să înveți încă să refuzi oamenii, să refuzi acele situații care tu știi bine că nu sunt ok pentru tine, nu-ți fac bine. Ai avut, cred că, problema asta de când te știi. Dacă pot să o numesc problemă, nu știu, nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea dacă asta este o problemă sau nu, dar știu că ție ți-a creat treaba asta multe, multe dificultăți în relațiile cu ceilalți, pentru că ești și o persoană care, tocmai datorită generozității tale, datorită diplomației, datorită rafinamentului tău, oamenii s-au atașat foarte mult de tine. Și se atașează foarte mult de tine, de energia ta, tu ești lumină, nu știu, ești ceva extrem de fain pentru oameni, iar tu nu ți-ai conștientizat niciodată într-un mod, sănătos, într-un mod cel puțin normal, puterea asta a ta. Că prezența ta într-un grup de oameni sau într-o relație este o adevărată onoare. Tu așa trebuie să te tratezi, dragul meu sau draga mea, indiferent cine ești. Prezența ta într-un grup de oameni este o onoare pentru ceilalți. Și știu că sună pe undeva a clișeu, sună pe undeva prea mult. Poate suna a egoism, dar nu este. Și spun și de ce nu este, pentru că tocmai pentru faptul că tu n-ai știut să refuzi, tocmai pentru faptul că tu
nu te-ai apreciat pe tine și nu ți-ai spus tu ție lucruri frumoase de cele mai multe ori, ai ales să te duci către oameni și către situații și să te implici în niște situații care în primul rând nu erau ale tale, nu era datoria ta să rezolvi acele situații și te-au îngreunat foarte mult din punct de vedere energetic. Foarte, foarte mult. Iar ce se întâmplă cu tine în acest moment, pentru că asta mi se transmite, tu acum înflorești, exact așa, ca bujorul ăsta, știi, înflorești așa frumos, probabil dintr-o situație care a fost foarte dificilă în ultima perioadă pentru tine. Ce mai pot să simt aici este faptul că acum în ultima perioadă ți-ai spus-o foarte des, băi, de ce dacă eu, nu știu, sunt așa, arăt așa, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? De ce ajung în punctul ăsta? De ce trebuie să sufăr în halul ăsta, de exemplu? Ce am eu de tot trec prin situații de genul ăsta? Rafinamentul este punctul tău forte și să-ți mai spun încă un lucru, faptul că ai scorpionul aici, asta înseamnă o foarte mare putere de regenerare. Deci, și nu numai de regenerare, arată această profunzime a ta, arată felul în care tu simți față de oameni, arată purgatoriul și raiul în același timp. Deși ești o persoană extrem de bună, hai să spunem așa, ești o persoană bună, dacă te enervezi, dacă te superi, dacă cineva îți calcă, nu știu, demnitatea asta în picioare, reacționezi, ești un spirit războinic, ești foarte drept, ești foarte corect, poți fi câteodată tiran. Chiar te poți transforma, știi, se face shift-ul ăsta și oamenii rămân pur și simplu șocați, sunt bulversați pentru că ei te cunosc cu o persoană extrem de calmă, extrem de liniștită, extrem de, nu știu, zâmbitoare, pozitivă. Toată lumea și-ar dori viața ta. Toată lumea și-ar dori viața ta, dar viața aia pe care o văd ei numai din exterior, știi? Nu și cu ce vii tu la pachet, adică nu și cu ce trăiești tu în interior și cât de mult te frămânți tu de fapt, pentru că te frămânți, ești o persoană care trece prin foarte multe stări contradictorii, ești o persoană care poate lua decizii câteodată le iei destul de greu, adică le gândești foarte mult, câteodată rapid, nici nu stai pe gânduri. Este balansul ăsta, știi? 42, 6 putem avea persoane aici care au familie, care au copii. Nu știu dacă neapărat îți mai dorești această familie, dacă mai vrei să faci parte din ea, s-ar putea să fiți unii dintre voi care vor să plece din această relație, din această căsnicie, dar ce te-a oprit să faci lucrul ăsta au fost copiii, dar cred că tot vei lua această decizie de a renunța la un moment dat la relația ta. Nu. Acum tu știi cel mai bine ce se întâmplă acolo, este o etalare generală, nu trebuie să te lași influențat, da? Doar de ceea ce simți tu acolo în interiorul tău. Dar în momentul acesta pot să-ți spun că tu înflorești dintr-o situație foarte, foarte grea. Încă ești în perioada aceea în care îți recapeți puterea, în care vrei să te simți mult mai conectat cu tine, parcă vrei să te rupi de ceva vechi, fie că este o relație, fie că este o etapă din viața ta. Și părerea mea legată de acea răzbunare la care tu te gândești, pentru că asta simt să-ți spun, sunt unele persoane care s-au gândit la această răzbunare, sau probabil ce simt în momentul ăsta este furia ta legată de o situație din trecutul tău, legată de un om care poate ți-a făcut rău, așa consider tu. Nu, pentru că nu este energia ta. Nu ești tu acolo. Și răzbunarea este al cuiva. Dacă într-adevăr te afli în situația asta, da? Este o furie pe care tu o simți cu privire la o anumită situație sau cu privire la cineva. Nu, pentru că tu ești o persoană, exact cum am spus, ești o persoană ok, ești o persoană generoasă, ești o persoană care arată bine, care se îngrijește, care poate să facă foarte multe lucruri frumoase. Nu este cazul să te oprești în punctul ăsta și în energia aceasta, da? Hai să vedem. Trecut, prezent și viitor. Bujorii mei la numărul 2,
niște bujori. Cu rafinament și cu diplomație vei trece și peste situația asta, să știi. Tot asta te salvează. Nu răzbunarea, nu să arunci cu cuvinte grele, urâte, nu are rost. Și cred că nu mai are rost în poziția ta. Un 10 de cupe în trecut. Și asta poate arăta iarăși finalul. Un 4 de spade. Tu ai visat foarte mult la acel partener, la acel om, la acel iubit, iubită, încă din copilărie. Tu mi se pare că tu ai manifestat persoana asta. Mm-hmm. Da, tu ai manifestat-o. Era o piesă la un moment dat. Nu ai fi fost dacă eu nu te-aș fi inventat. Dacă nu mă șer, cred că de la Holy Moly. Îmi place foarte mult piesa aceea. Pastila de somn se numește, să o asculți. Tu ai manifestat persoana asta, tu ți-ai dorit persoana asta încă din copilărie, o visai, o, nu știu, era acolo. Și are o strânsă legătură cu familia ta, cu părinții tăi. Partenerul ăsta cred că seamănă foarte bine cu unul din părinții tăi. Iarăși temperanța, ca și la numărul 1. Ioi, ce frumos! Bun, exact ce-ți spuneam despre această plată, această răzbunare, dacă ea există acolo sau dacă este cazul, da? Pentru că de multe ori noi considerăm că putem să ne răzbunăm pe persoana aceea sau dăm vina numai pe acea persoană. Răzbunarea nu este a noastră, nu ne aparține nouă, ci dacă într-adevăr este cazul ca cineva să-ți fi greșit, acea persoană va plăti, pentru că este una din legile universale, nu neapărat pentru că Dumnezeu îi dorește răul acelei persoane. Ok, hai să încep cu trecutul tău. Avem acest 10 de cupe și 4 de spade. Asta înseamnă faptul că ai manifestat persoana aceasta, ți-o repet, ți-ai dorit această familie, ți-ai dorit această relație poate ideală pentru mulți dintre voi. Patru de spade arată și faptul că la un moment dat ai obosit. Adică tu ai avut ce ți-ai dorit. Dumnezeu ți-a adus acea persoană. Însă la un moment dat cineva i s-a plictisit, a existat poate o monotonie, lucrurile nu s-au mai dezvoltat. Știi, la un moment dat ți-ai dat seama că nu este totul chiar așa cum ți-ai imaginat tu. Dar fericirea asta, relația pe care tu ți-ai dorit-o, tu ai avut-o. În prezentul tău avem temperanța și 8 de bâte. Asta înseamnă că te recuperezi destul de repede după această perioadă din viața ta, destul de grea, tumultoasă, te recuperezi, ar putea să mai faci și niște călătorii, mai sunt și niște mesaje pe care este posibil să le împarți cu cineva la distanță. Simt că pentru unii dintre voi există totuși un partener la distanță cu care discutați. Probabil o nouă intrare în viața ta. Sunt curios aici de mai multe mesaje. Hai să vedem. Și vreau să spun că tu, dacă te focusezi în direcția potrivită pentru tine, și când spun direcția potrivită, vezi ce-ți spune sufletul tău. Ai acest 8 de bâte care arată o tranziție totuși. Ia uite, deci tu a trebuit să treci prin evenimentul ăla ca să înțelegi misiunea ta. Și acum, dacă tu încă nu ai terminat cu evenimentul ăsta și încă te afli așa între două lumi, cum s-ar spune, urmează în următoarele 8 zile, într-adevăr, să ți se întâmple ceva. Ori că vei comunica cu o anumită persoană și vei primi răspunsul, ori că te duci către o persoană specializată care te poate ajuta și te poate consilia, dar tu lași în urmă o etapă din viața ta. 8 de cupe și 8 de bâte. Ai 8 și 8. Și aici este o chestiune legată de bani, finanțe, carieră, misiune personală. Asta mi este extrem de clar. Unii dintre voi, poate chiar pe partea de spiritualitate, faptul că ai acest înger al temperanței. Știi, simt că
la un moment dat tu ai obosit foarte tare căutând această misiune a ta. Și acum sufletul tău este, repet, îndoit de ceea ce ar putea să facă el. Avem yin și yang, avem lumină și întuneric, avem, cum să spun eu, biorezonanță aici în Îngerul Temperanței. Este o carte spirituală, este o carte care arată în primul și în primul rând faptul că tu ai nevoie să-ți recapeți puterea personală, să-ți recapeți energia ca să poți să faci ceea ce îți dorești și cred că te afli. Cred că ești deja pe drumul cel bun din punctul ăsta de vedere. 8 de cupe, dragul meu sau draga mea, asta înseamnă pentru tine că nu mai există drum de întoarcere. Poate îți dorești, poate vrei, poate, știi, nu spune nimeni că nu vrei sau... Dar nu știu dacă mai este bine pentru tine. Și știi de ce? Pentru că în această carte 8 de cupe, dacă te uiți, avem acolo un bol cu foc, da? Arde ceva acolo. Uite-te la fata asta, da? Deci ea a ars trecutul acolo și a scris pe foaie tot ceea ce avea de scris, a ars și a pus pe apă, cum s-ar spune, da? Și nu mai s-a întors și se duce către soare, se duce către ea însăși, se duce către misiunea ei. Da, desigur, pot fi regrete, pot fi păreri de rău, pot fi sentimente ciudate, dar it's a payment for all the stuff. For all the stuff that you wish for. Ok? Bun. Viitorul tău. Foarte interesant. Și este foarte interesant pentru că aici vorbim și despre justiție divină. Și Capricorn, balanță, rac, fie că e soare, ascendent, da? Viitorul tău este foarte... Știi, viitorul tău, dar în viitorul ăsta al tău, simt energia celelalte persoane cu care tu ai avut de-a face, da? Eu cred, sincer, că pe această persoană tu nu o vei uita foarte ușor. Sau nu o vei uita. Pentru că această persoană a intrat în viața ta, sau tu ai intrat în viața acelei persoane, pentru o lecție karmică, într-adevăr, voi ați avut, Doamne, ce interesant, deci voi ați avut lecții separate, dar pe care doar împreună și doar cu această confruntare și doar cu această relație atât de grea pe care tu ai avut-o, pe care voi ați avut-o, ați fi putut să le învățați. Diavolul, Marea Preoteasă și Justiția. Aici vorbim într-adevăr despre lecție, aici vorbim despre acea justiție divină, vorbim despre niște evenimente care vor urma în viața persoanei respective, deci poți să fii tu, poate să fie persoana cealaltă, însă mi se transmite în momentul acesta, nu mai ai tu de ce să te preocupi de acea persoană. Nu mai ai. Ia uite, cavalerul, nu, regele de bâte. Ui. Aici mai poate să fie o persoană care te place sau cu care tu ești în contact, ori la tine, ori la cealaltă persoană. Și un 5 de spade, adică nu mai este problema ta, nu știu cum să-ți spun. Tot ceea ce se va întâmpla cu tine sau cu partenerul tău este de sus. Deci nu mai trebuie să controlezi tu. Lasă lucrurile efectiv așa. Pentru că dacă vorbim despre o răzbunare, clar o va primi. Dacă vorbim despre o împăcare, tot va veni, dacă va fi cazul. Deși, ți-am spus, aceste cărți mie mi-arată totuși un nou început pentru tine și încă te mai gândești posibil la această împăcare, încă te mai gândești că poate lucrurile se pot rezolva de data aceasta, aș tinde să-ți spun că nu. Aș tinde să-ți spun că nu se vor schimba.
este doar o aparență, așa că mulți dintre voi în această citire cred că veți alege totuși să mergeți înainte, nu neapărat să mergeți înapoi sau să vă împăcați cu această persoană. De ce? Pentru că pentru tine este foarte important în acest moment misiunea pe care o ai, cariera pe care vrei să ți-o faci și ceea ce vrei să construiești. Sper că te-am ajutat, sper să-ți fi fost de folos și dacă într-adevăr am făcut-o, îmi poți oferi un like și bineînțeles un share, poate mai sunt și prieteni de-ai tăi care se vor regăsi în aceste mesaje. Mulțumesc, mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 3. Salutare numărul 3! Hai să vedem ce se întâmplă pentru tine și care este cartea pe care tu ai extras-o. Bun, semnul fecioarei, cartea cu numărul 19, fenicul. Tu ai extras feniculul. Iată. Fecioara. Interesant. Iar superputerea ta a fost tocmai puterea, rezistența, înrădăcinarea, rădăcina. Nu știu, cred că pe tine te-a ajutat foarte mult familia sau posibil să te fie ajutat foarte mult căminul. Da? Tu ai o relație specială cu oamenii din familia ta, dar nu numai. Ai o relație specială și cu cei din familia ta care nu mai sunt aici. Este posibil mulți dintre voi să aveți anumite abilități parapsihologice, să visați oameni, să visați foarte multe figuri și să nu știți cine sunt acele persoane. E foarte posibil ca acele persoane să fie din vieți trecute, să fie persoane din arborele tău genealogic pe care n-ai apucat să le cunoști, dar tu ai o putere incredibilă și nu numai că ai o putere incredibilă pentru tine, dar ai și o putere incredibilă în a-i susține pe ceilalți sau în a-i face în așa fel încât să le dai cu reveneală, știi? Adică îi trezești cumva la realitate. Ești o persoană rațională, ești o persoană care trăiește foarte mult în planul fizic și aici mă refer din punct de vedere energetic, adică ca ceva să te surprindă pe tine are nevoie de explicații, are nevoie de logică. Ai și partea aceea a credinței, să spunem, chiar în lucrurile pe care nu neapărat le vezi, dar în principiu tu cauți întotdeauna o explicație valabilă, logică, da? Faptul că ai și semnul fecioarei aici înseamnă că ești o persoană autodidactă, ești o persoană care poate avea destul de multe fobii, ești o persoană obsedată de curățenie, ești o persoană meticuloasă, destul de organizată, acum depinde și pe unde ai ascendentul, dar aduci putere. Asta este clar. Aduci putere acolo în relațiile pe care le ai, printre oamenii pe care tu îi cunoști, sprijin, într-adevăr, și cam singuratic sau singuratică te simt. Asta nu este ceva rău până la urmă. Da? Nu este ceva rău. Ce mai pot să-ți spun este faptul că tu încă de când te știi, știi cum e perfecțiunea asta de care tu ai dat dovadă pe parcursul anilor, de cele mai multe ori ți-a adus foarte multe frământări. Și eu nu spun să renunți la acest perfecționism, că n-ai cum să renunți la acest perfecționism, dar mai relaxează-te, mai detașează-te de lucrurile care îți permit să te detașezi, da? Nu le mai lua chiar atât de mult în serios, pentru că simt așa la tine o energie din asta de a duce totul cumva la extrem, de a critica foarte mult, poate te critici pe tine. Permite-ți să faci și greșeli, iar dacă s-au întâmplat niște greșeli acum în trecutul tău apropiat, acceptă-le. Ce poți să faci? Oricum nu le mai poți schimba. Trecutul nu se mai poate schimba, da? Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. Ai grijă cu bacteriile, da? Sistemul gastrointestinal.
piele, probabil să ai niște sensibilități legate de piele, alergii. Trecut, prezent, viitor. Ești o persoană puternică, chiar dacă, culmea, în exterior pare o persoană foarte firavă. Plăpând așa, firav. Timidă. Dar în interior se ascunde un leu. Ok, hai să vedem trecut, prezent și următoarea perioadă. Da, la baza pachetului asul de cupe. Bun. Ce simt eu aici în poziția ta, dragul meu numărul 3, este că tu ai iubit și încă iubești o persoană foarte tare. Poate cu ascendent, aici mai mult cu ascendent. În balanță, rac, scorpion, pești. Doar că simt că această persoană, așa consider tu, această persoană te-a manipulat, această persoană te-a mințit. Cumva te afli în momentul ăsta într-o retragere, să zicem. Stai undeva la distanță de persoana aceasta. Probabil că nu mai comunicați sau n-ați mai comunicat în ultima perioadă. Și iată, ai iarăși arcana majoră, puterea. Tu ai trecut un foarte mare test aici. Ai trecut testul, în primul rând, testul răbdării și în al doilea rând ți-ai demonstrat ție că de data aceasta poți să o faci. Nu știu de ce cred că tu la un moment dat ai mai vrut să faci acțiunea asta, ai mai vrut să te separi de persoana asta, ați mai avut discuții, pentru că a fost, nu știu, când rece, când cald, mi se pare că persoana asta a încercat să te facă să devii din ce în ce mai vulnerabil, energiile se pot schimba, nu uita, te-a făcut să fii din ce în ce mai, nu știu, slăbit, slab. Poate să fie un vampir energetic. Mi se transmite în momentul acesta că chiar ai trecut printr-o perioadă destul de grea cu sănătatea și nu ai știut ce ai sau de ce ți se întâmplă lucrurile alea. Ei bine, din cauza asta ți se întâmplau. Deci este o relație dificilă, deși există într-adevăr iubire. Dar așa cum am spus-o și la 1, sunt unele iubiri care sunt, cum, e prea mult. Ori pentru amândoi, ori cel puțin pentru unii dintre voi. Este prea mult, nu poate să ducă. O persoană nu poate să ducă. Persoana asta, de fapt, n-a știut să ducă ce i-ai dat tu. Tu i-ai oferit dragoste, i-ai oferit înțelegere, ai fost lângă el, lângă ea. Nu a știut să ducă toată treaba asta. Repet, iarăși, energiile se pot schimba. Poate tu ai fost în situația asta, da? E ceva ce a fost prea mult și la un moment dat unul din voi a ales să se detașeze, a ales să nu-și mai bată capul, a înțeles cumva lecția, s-a orientat, nu știu, către cu totul și cu totul altceva, nu neapărat către un alt partener, dar s-a orientat către altceva. Bun, justiția și asul de bâte în trecutul tău, relația de suflete gemene. Relația de suflete gemene, clar, dar nu au lipsit confruntările legate de credință. Cred că au fost și niște lucruri aici legate de credință. Cineva n-a fost de acord cu credința ta, nu știu. Nu, parcă nu a fost conștient sau conștientă de cine ești tu, de puterea ta, nu știu, parcă nu te vedea persoana aceasta. Tu îi spuneai acestei persoane că o iubești, că ți-o dorești, că e totul pentru tine și cineva aici n-a putut să ducă toată treaba asta. Nu a putut să ducă toată situația asta. Ok, cert este că tu în acest moment te afli într-un punct zero. Luna mai o să fie o lună extrem de frumoasă pentru tine, se fac și niște modificări fizice aici, ți se schimbă în totalitate stilul de viață, ai nebunul, da?
ce arată libertatea, independența, nu mai faci compromisuri, ai pajul de monede și regele de bâte, frumusețe, atracție, bani, colaborare. Wow, ce fain, bravo măi! Bravo, bravo și curaj, da? Unde avem și regele de spade, poate ai avut legătură cu un vărsător geamăn sau cineva din zodia balanță. Foarte multe lucruri care vin spre tine, dragul meu, numărul 3. Și în principiu vorbim despre un nou început profesional, despre bani, business, carieră, trebuie să te ocupi de treaba asta, trebuie să ieși în față, ai și regina de bâte acolo, asta înseamnă pentru tine, wow, deci înseamnă pentru tine, nu știu, frumusețe, înseamnă apariție și curaj, curaj. Ai grijă și cu filosofiile de viață și cu ocultismul aici, pentru că sunteți unii dintre voi care sunteți foarte atrași de ocultism, studiați, învățați, căutați-vă oamenii potriviți care să vă îndrume, da? Pentru că sunt și niște abilități aici. Și ce mai simt aici în poziția ta, faptul că ai acest rege de spade, este faptul că ai devenit în urma acestei experiențe invincibil. Ascultă-mă ce spun. Invincibil. Nu te mai poate dobori nimic. Nada. Nu se mai pune. Prezent. Cavalerul de monede și cavalerul de cupe. Wow. Ofertă. Super ofertă. Tu placi pe cineva sau cineva te place pe tine în acest moment și cred că își dorește ceva long term cu tine. Sau invers, da? Tu cu această persoană. Dar, hai să vedem. Dar, ok, niciunul dintre voi doi nu este în situația momentan de a intra într-o relație serioasă, ce poate fi un fel de prietenie, doar că simt foarte mult faptul că nu vei intra într-o relație pentru că tu încă îți dorești să faci niște lucruri din punct de vedere financiar. Mi se pare că tu lucrezi foarte mult la viitorul tău din punct de vedere financiar. Iar o relație sau intrarea într-o altă conjunctură de genul nu te-ar ajuta absolut deloc, pentru că asta înseamnă că focusul tău se va duce iarăși acolo și nici nu cred că îți dorești asta. În momentul ăsta tu îți crezi niște, nu știu cum să spun, niște portițe, niște uși, niște drumuri din punct de vedere financiar, da? Și mai mult decât atât, faptul că ai pajul de cupe, asta înseamnă că în primul și în primul rând atenția este orientată către tine, pentru că pajul de cupe este Narcis în mitologie, da? Vorbim despre un soi de narcisism, dar tu înțelegi ce vreau să spun, acel narcisism sănătos. Tu acum ai grijă de tine. Atât. Nu poți să ai grijă de altcineva, nu te poți implica într-o relație cu altcineva, da? 7 de monede, lumea și 8 de spade. S-a terminat cu eu nu mai știu cine sunt, eu nu știu pe ce drum să merg și nu mai permiți nimănui să spună lucruri despre tine pentru că efectiv ataci. Ai lumea. Ai lumea și asta înseamnă că o lungă etapă de timp din viața ta, da? Un ciclu, hai să-l numim așa, s-a închis. Deja s-a închis și acel 8 de spade arată faptul că tu ai avut curajul să ieși din situația aia. Ai avut curajul să recunoști niște lucruri despre tine și despre situația în care te aflai. Poate ai legătură cu cineva, repet, iarăși, cineva din zodia Gemeni, balanță, vărsător. Te îndrepți către altceva, resursele tale sunt altele, posibilitățile vor fi altele, se schimbă foarte mult mediul tău exterior, da? Și faptul că, cred aici că unii dintre voi ați primit un ajutor în ceea ce privește felul în care voi vă vedeați pe voi, felul în care voi vă percepeați pe voi. Poate să fie un ajutor psihoterapeutic, poate să fie un ajutor prietenesc, dar ce-i drept, tu acum plantezi. Îți faci așa o nouă viață, te gândești la viața aia frumoasă pe care vrei să o duci și libertate. Faptul că ai nebunul acolo înseamnă libertate pentru tine. Bun, hai să vedem și viitorul apropiat. Ai luna, da, ai 10 de cupe, clarificare.
Superbă citire. Superbă. Și 8 de cupe. Da. Mi s-ar putea să fiți persoane care v-ați dat seama că cel mai bine funcționați în solitudine. Asta nu înseamnă, știți că eu am mai spus de foarte multe ori lucrurile astea și, într-adevăr, risc să mă repet. N-am ce să fac. Însă, când spun solitudine, asta nu înseamnă neapărat că tu nu ai relație, asta nu înseamnă neapărat că ești undeva închis într-o casă, nu ai legătură cu nimeni, nu, nu, nu. Solitudinea este o stare. Singurătatea este un fapt. Da? A fi solitar, ca și fel de a fi, înseamnă de, în primul și în primul rând, de a fi foarte, foarte selectiv și arată această predispoziție a omului către mediul lui intim. Oamenii solitari sunt niște oameni extrem de intim, extrem de discreți. Și eu cred că tu ai nevoie de lucrul ăsta. Există acolo o teamă a faptului că s-ar putea să rămâi singur, s-ar putea să nu mai ai pe nimeni, s-ar putea să... Nu știu, simt foarte multe frici aici legate de familie, legate de cuplu, legate de relație, legate de un potențial viitor partener. Dar faptul că ai și 8 de cupe și ai și luna aici, înseamnă în poziția ta, dragul meu sau draga mea, faptul că tu renunți la această idee în viitorul tău. Da? Nu știu când se va întâmpla asta, dar tu renunți la această idee. Și pentru că renunți la această idee, pentru că renunți la mai deține controlul în această idee, pe acest drum, anything can happen. Adică ți se poate întâmpla, nu știu, orice. Pentru că nu te mai interesează atât de mult. Dacă e să fie bine, dacă nu, nu. Foarte fain. Foarte fain. Și mai este un mesaj foarte important pentru tine aici, legat de felul în care simți și de intuiția ta. Vei fi mult, mult mai atent de data aceasta la tot ceea ce simți, la mesajele pe care le primești înainte de a intra în ceva serios cu o persoană, și ești mai sigur decât niciodată că intuiția asta ta, care este într-adevăr una extrem de bună și de dezvoltată, nu te va înșela niciodată. Și asta îmi place, pentru că asta înseamnă că te-ai întors cu fața spre tine. Asta înseamnă că în sfârșit ți-ai dat seama că poate și în trecutul tău, dacă ți-ai fi ascultat intuiția, n-ai fi ajuns în acele situații. Dar chiar și așa, situațiile alea au fost bune pentru tine. Au fost foarte bune pentru tine. Pentru că te cunoști pe tine. Întotdeauna spun, e important să ne cunoaștem bucuriile, să ne cunoaștem limitele, să ne cunoaștem până unde putem să mergem, ce putem să oferim, să ne cunoaștem pe noi, să știm cine suntem noi, după care să vrem să intrăm într-o relație cu cineva. Mesaje extrem de bune. Așteaptă-te la niște evenimente destul de importante, dragul meu numărul 3. Cunoaștere, cursuri și răspunsul pentru tine este da. Dacă ai această menire spirituală, dacă există ceva în interiorul tău care te cheamă la ceva foarte, foarte mare, măreț, răspunsul este da. Calea asta este pentru tine. Vă mulțumesc, dragii mei amoroși, pentru faptul că am petrecut aceste minute împreună, aproape o oră. Vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre, le aștept în continuare în secțiunea de comentarii și până data viitoare, când urmează să ne întâlnim cu zodiacul lunii mai deja, vă doresc toate cele bune, să aveți grijă de voi și, bineînțeles, o duminică în continuare cât se poate de frumoasă. La revedere!